Oamenii de la capătul grajdului. Nu vreau să închei aceste episoade de viață, cu ghilimele liberă, fără să scriu câteva vorbe despre oamenii în mijlocul cărora am trăit vreme de 11 ani. Despre acești frați ai mei și ai dumneavoastră, pe care i-am privit cu înțelegere, alteori cu mânie, cu dragoste uneori, dar niciodată cu indiferență. Pentru că ori ne va place, ori nu, cu voia sau fără voia cuiva, ei vor avea cuvânt în viitorul acestei țări. E vorba de muncitorii iaseurilor, proletarii agricoli. Am trăit în mijlocul lor și în buna parte a vieții lor. În localitățile unde se aflau ei, e numărul cel mai mare de copii. Ei vor moșteni țara, care va fi așa cum sunt ei. Cine sunt aceștia? Oameni cu mulți copii, fugiți de foame din satele lor sau, dimpotrivă, oameni fără familie. Bărbați fugiți să nu plătească pensia alimentară, femei cu copii fără tată, foști pușcăriași și, cu siguranță, viitor pușcăriași, oameni fără căpătâi, fete și femei dornice de aventuri, vicioși ce își neacă viața în alcool și tutun, analfabeți și săraci cu duhul sau alții cu prea multă carte. De exemplu, un fost profesor și un fost procuror. Nechipzuiți ce beau într-o seară, ce câștigă într-o lună. Negândiți la ziua de mâine, ce nu au și nu vor avea casă sau altă avere decât ce au pe ei. Oameni fără rădăcini, gata să plece oriunde. Hoți, părându-le rău, nu de ce au furat, ci de ce au lăsat. Locuind la capătul grajdului iaseului sau la CAP-ului sau în blocuri aduse repede la nivelul grajdurilor, plin de păduc și de alte podoape, trăind într-o lume aparte, priviți de locuitorii satelor și orașelor ca o paria, cu care nu au de-a face decât cumpărându-le pe nimic produsele furate, certându-se veșnic între ei, bătându-se, înșelându-se. Cu biserica și cu preotul nu au de-a face decât la botez și când mor. Sunt de toate neamurile, români, sași, țigani, maghiari și foarte mulți fără nicio naționalitate, din toate colțurile țării și veniți pe lume în condiții cu totul întâmplătoare. Și uneori sunt în stare de un neașteptat spirit de solidaritate și de milă creștină. Mi-aduc aminte de un caz, era ziua de Crăciun. Ningea cuger și în fața biroului unde eram ofițer de serviciu. Ca în fiecare an de Crăciun, femeile mulgătoare au adus o tânără cu un copil de mână. Amândoi numai în ciorapi, cu fața plină de vânătăi și cu hainele spintecate. Erau de prin Moldova. O adusese unul să trăiască cu ea, dar mama acestuia o aruncase în starea în care se găsea, luându-i și hainele pe care le avea. Femeile îmi cereau să o angajez și să-i dau o cameră în care să locuiască, în blocul iaseului. I-am dat, promițându-i că, după ce voi termina cu lucru, mă voi ocupa să se instaleze în cameră. Seara, când m-am dus la bloc, femeia era aranjată în locuință. Focul ardea cu lemne furate de la iase. Pe sobă fierbea lapte, tot de la fermă. Pe pat copilul dormea acoperit cu fel de fel de strențe căpătate în dar și grija pentru ea au avut-o în continuare până în primăvară, când femeia a plecat unul în lume. Și totuși mocila asta m-a impresionat dorința de puritate a unora dintre ei. Un tractorist a găsit un balot de lână. De lână toarsă pe șosea și a umblat zile până l-a găsit pe păgubaș. Un mulgător a găsit la cârciumă o poșetă cu mai mulți bani decât câștiga el într-un an. Și a dat-o păgubașii fără să vrea să primească altceva decât plata unei sticle de bere. O tânără nevastă, în timp ce păzea vacile, citea poezii de Ana Blandiana. În ramă, acasă, îngălbenită, în loc de cinste, se afla o diplomă ce dovedea că a fost elevă premiantă. Orfană, se măritase și ea cu cine a luat-o. Avea 5 copii și muncea zi de zi la vaci și era bătută tot zi de zi de un bărbat ce bea tot ce câștiga și el și ea. O fetiță din zecile de copii din bloc s-a întors acasă la sfârșitul anului școlar cu coronița de flori pe cap ca premiantă, dar au năvălit copii din șatră.
i-au smuls-o și au risipit florile, aruncându-le noroi. O fată din vecini ce crescuse sub privirile mele terminase școala generală, se căsătorea și m-a invitat la nuntă. Cu părere de rău nu puteam merge din pricina unei înmormântări. A trimis-o pe mama ei și m-a chemat. Se îmbrăcase mireasă și ținuse neapărat să o văd în această ipostază. M-au impresionat vorbele ei. Sunt mireasă adevărată, nene Gavrilă, și la suflet și la trup. I-am urat mult noroc, dar m-am întors prea necăjit, știind sigur că acela cu care se căsătorea, așa cum îl vedeam, o va alunga cu un copil în brațe. Lucru ce s-a întâmplat chiar mai devreme decât am cobit eu. Peste 2 ani, mai mergând odată în Miercurea, am reîntâlnit-o pe fosta mireasă, îmbrăcată și vopsită țipător la braț, cu o veche în meserie căreia lumea îi zicea Sida, în drum spre parcare la Turci. Și nu s-a rușinat cu nimic întâlnindu-mi privirea. Totul îi se părea foarte firesc. E atât de greu să evadeze din acest infern moral ce se găsește aproape în toate capetele de sat din țara noastră. În mijlocul lor am trăit 11 ani, căci aici mi s-a dat o locuință și un rost. Îi întâlneam zi de zi, ceas de ceas, îi împrumutam, îi ajutam pe copii care îmi inundau curtea, îi certam, îi împăcam. Am încercat să-i conving să-și cultive grădina din fața casei cu legume, dându-le semințe și răsaturi și exemplu, dar n-am prea reușit. Cred că țineau la mine, îmi povesteau necazurile lor, îmi cereau ajutorul, mă chemau când se îmbolnăvea vreun copil și nu se fereau de mine când mai pișcau câte ceva de la fermă. De câteva ori m-au și furat și m-a înduioșat indignarea cu care au primit evenimentul. Cum? Să fure tocmai de la dumneavoastră. Nu erau destui de la care să fure? Când erau căutați de miliție, îmi băteau noaptea în geam, rugându-mă să le împrumut bani să-și cumpere bilet de tren ca să fugă în alt capăt de țară. La care eu le-am zis, te prind și acolo ăștia. Până să mă prindă, trec vreo câteva luni bune și până atunci dă Ceaușescu un decret de grațiere și am scăpat. Ce s-ar întâmpla cu acești oameni dacă se vor desființa iaseurile? Pentru că aceștia niciodată nu vor deveni țărani. Scoși în lume fără un loc de muncă ar fi un pericol pentru țară. Și nu sunt puțini. E vorba de sute de mii de oameni și e vorba de mulți, foarte mulți copii. Și acești copii vor fi viitorul României cu voia sau fără voia cuiva. Căci cei 100 de proletari de la capătul Grajdului au mai mulți copii decât câteva mii de locuitori din sat. Și peste 10-20 de ani, aceștia vor fi România. Noi, locuitorii comunei, suntem. După 29 de ani de viață în afara legii, cu o condamnare la moarte ce îmi planase deasupra capului, era de înțeles că simțeam nevoia unei vieți mai liniștite, fie și în condiții nesigure. Mă așteptam la un deznodământ tragic, obsedat fiind de iradierea la securitate. Aveam o familie, aveam copii și nepoți, doream din tot sufletul să fiu un om ca toți oamenii, cu bucurii și necazuri ca toată lumea. Intrasem în această vâltoare tânără, tânăr fiind, când îmi mijea mustața și acum eram bătrân cu părul alb. Aveam și nu aveam cu familia o casă. De mulți ani, mătușa, soției și soția purtau un proces pentru casă cu rudenile, oameni cu poziții sociale înalte în ierarhia regimului și cu mari posibilități materiale. Proces care ne-a luat și ultimul ban, lăsându-ne inițial numai cu o a șaptea parte din casa unde locuiam. Judecătoria urma să atribuie casa, speram să o atribuie soției, ca unea care a locuit zeci de ani neîntrerupt aici și care nu avea altă casă. Speram, dar și alții sperau și erau în stare să facă mult pentru a-și satisface această speranță. Ar fi vrut să fim alungați din casă, iar casa să fie vândută la licitație. Era prin 1979. Când m-am trezit la Miercurea cu colonelul Naghi, așteptându-mă pe drum, când mă duceam la masă.
Am tresărit, pentru că de câte ori mă aștepta așa, venea cu vești rele. M-a luat în primire cât ce l-am întâlnit. Domnule Gavril Ibai, va trebui să te muți din Sântimbru și dumneata și soția dumitale. Vestea am primit-o ca pe o lovitură în cap. Mi-am ieșit din fire și am izbucnit. De ce nu mi-ați cerut lucrul acesta în 1977? După ce m-am împrumutat și am făcut atâtea cheltuieli aici? Și de ce și soția mea? Nu înțeleg ce câștigă securitatea aruncându-mă pe mine și pe ea pe drumuri. Nu securitatea cere lucrul acesta. Iertați-mă, dar asta nu cred. Cine poate să facă ceva fără voia ei? Te asigur că nu securitatea e vinovată. Cererea a fost făcută de consătende ai dumitale. Desigur, am zis eu. La sugestia securității din Alba. Nu mă. Nici securitatea din Alba nu știe de această cerere. A fost făcută de oameni din Galtiu, din proprie inițiativă, direct la direcția securității din București. M-am interesat personal. Ai vorbit ceva pe tren, la un pahar? Nu, domnule, în cârciumă n-am fost, doar îmi știți viața și mai mult de bună ziua n-am vorbit cu oamenii din sat. Atunci, domnule Gavrilă, cine ar avea interesul ca să dispar din sat? Interesul? Am intuit de unde venea pericolul. Am devenit mai stăpân pe mine. Dacă vă spun numele consătenilor care cer plecarea mea din Galtiu, îmi arătați cererea, am zis eu. Nu știu câți consăteni cer plecarea mea, dar sigur printre ei se află Ion Popa, Eugenia Popa, Cornel Barbu și Maria Barbu. La care, după ce i-am spus, colonelul Nac zice, dar de unde ai știut? Pentru că ei singuri au interesul ca eu și soția să dispărem din sat. De ce? Pentru că dacă noi nu mai suntem în sat, ei pot obține atribuirea casei în care locuim. A trebuit să-l lămuresc pe colonelul Nag despre proces. Mă voi duce și mă voi interesa la judecătoria din Alba Iulia. Da, și veți cere judecătorului să le satisfacă cererea, am zis eu. Nu, îți promit că voi lăsa justiția să judece cum va voi. Fără să vrea, părâșii mei mi-au făcut un bine. Prezentându-se un colonel de securitate din București la judecătorie și interesându-se de proces, fără să dea nicio indicație de împărțire a dreptății, după 12 dezbate, judecătorul a dat decizia de a o atribui soției, lucru care nu s-ar fi întâmplat, poate, fără intervenția lor la securitate. Mi-a arătat cererea. Către securitatea statului București. Noi, locuitorii comunei Sântimbru, satul Galtiu, cetățeni devotați ai Republicii Socialiste România, vă rugăm să mutați din această localitate pe numiții Ion Gavrilă și Ana Gavrilă, fiind foarte periculoși. Ion Gavrilă a fost bandit în munți, luptând împotriva orânduirii noastre socialiste, iar soția lui este văduva doctorului Petru Săbăduș, dușman de al poporului și mort la închisoare. Întâmplarea m-a îndurerat mai mult decât m-a revoltat. Dacă li s-ar fi împlinit cererea și am fi fost deportați, iar casa s-ar fi vândut, fiind mulți pretendenți, vreo 15, ca idee, i-ar fi revenit fiecăruia o nimica toată și pentru asta erau ei în stare de orice mișelie. Și erau unii dintre ei medici, foști colegi cu doctorul Petru Săbăduș. Nu știau ei ce înseamnă a fi luat de securitate. Oare nu știau? Li se putea acorda o cât de mică circumstanță atenuantă? Numai pe ulița lor și a noastră, la un număr de 30 de case, au fost duși sau uciși 11 oameni. Iată-i cu numele, Paul Sas. Omorât la Ocnele Mari, doctorul Petru Săbăduș, primul soț al Anei, ucis la Gherla.
preotul unit Traian Mârsa, mort în deportare în condiții misterioase, fratele său Iacob Mârsa, distrus sufletește și fizicește după ani lungi de închisoare, de canal și stuf. Tânărul Traian Mârsa, ucis în luptă cu securitatea la Mesentia, fratele său. Doctorul Pavel Mârsa, după 16 ani de închisoare, moare iradiat de securitate. Traian Mihălțan, maestru la Cugir, condamnat la moarte și împușcat odată cu maiorul Dabija. Emil Oltean, condamnat la muncă silnică pe viață, dar este ucis la închisoare. Tânăra învățătoare Veronica Ene, ispășind ani de pușcărie pe o pâră mincinoasă a nu se știe cui. Ieronim Conțan, venit bolnav din munți, moare și e îngropat sub o șiră de paie. Florea Mârsa face ani de canal și se întoarce ca de acolo cu toate sechelele. Aceste lucruri știute de toată lumea, ca să pregătești cuiva, fie și dușmanului tău, astfel de soartă, numai pentru a pune mâna pe o casă hârbuită, trebuie să nu mai ai nimic omenesc în tine. Și, din păcate, numărul oamenilor care sunt în stare de astfel de fapte e legion, că-s mulți. În spatele fiecărui arestat, deportat, condamnat, ucis de regimul comunist se află un iudă care a pârât, a cerut, a obținut un bun material, o funcție sau o decorație sau și-a satisfăcut setea de răzbunare asupra vecinului sau consăteanului său și apoi indignă și-a ronțăit cei 30 de arginți. Dacă cineva vrea să afle care a fost și este cea mai mare durere a celor care au luptat contra comunismului, să știe că aceasta a fost și este conștiința faptului că în timp ce tu îți jertfești tinerețea, sănătatea, familia, viața pentru neam și țară, acei pentru care tu le faci toate acestea îți doresc și îți fac cel mai mare rău posibil. Și apoi să-i vezi cum prosperă și se mulțesc pe acest pământ. Tu te-ai luptat și ai fost gata să mori pentru astfel de oameni. O mai adâncă mlaștină a deznădejdii nu-ți trebuie. Am amintit în această carte despre familii gata de sacrificiu, care s-au distrus și destrămat în focul acestei lupte. Există în același timp altele care trăiesc, se îmbogățesc și se înalță pe seama mișeliilor, vânzărilor și înșelăciunilor pe care le-au făcut și le fac. Iată istoria uneia pe care o cunosc. După 1918, România, de-abia unită, era atacată de armata bolșevică maghiară a lui Belacun. Tinerii țărani și intelectuali, veterani ai războiului, pleacă din nou pe front. Pleacă, dar nu toți. Unul, avocat, rămâne să înfăptuiască reforma agrară și împarte pământul disponibil pentru reformă. Și cine împarte, parte și face. Soldați, unu, întorci la vatră, văduvele și orfanii primesc câte o jumătate de iugăr în rogoase, pământ de calitatea numelui pe care îl poartă locul, în timp ce el și neamul lui se aleg cu 10 de iugăre de pământ de calitatea întâi. Și lucrurile merg bine înainte. Averea familiei se rotunjește. Când unul din familie sau mai mulți deodată ajung în posturi cheie, la primării, la prefectură, la judecătorii, în sat și la județ, și cel ajuns are grijă de toată familia. Când cu dictatura proletariatului se părea că familia se clatină, dar nu, o progenitură a familiei e măritată după un tânăr de viitor, ambițios, cu merite în regim, venit ca voluntar în diviziile Anei Paucăr. Și familia se înlemnește din nou pe poziție. Acesta e gata să facă de toate. Trebuie alcătuit organizație PCR? O face. Trebuie distrusă Biserica Unită? El merge cu lista prin sat, silind oamenii să-i scălească. Trebuie înființată colectiva? El pune umărul să se înființeze, devenind contabil, iar socrul său magazonier. Trebuie educație ateistă în școală și în sat?
El e primul ateu și, ca să-și dovedească și mai deplin ateismul, rupe cu mâna lui crucea de pe școala al cărei director ajunge. Trebuie trimiși oameni la canal și la moara securității? Cuvântul lui are greutate pentru a se ști cine trebuie să ajungă acolo. Are un fiu care îi calcă pe urme și ajunge secretar de partid cu aprovizionarea la județ. Vrea să ia de la seminii săi casa pe care o râfnește? Cere securității să alunge din sat și să-i ducă acolo de unde să nu se mai întoarcă niciodată. Trebuie alungat o profesoară din învățământ, deoarece vorbește copiilor despre Dumnezeu, împreună cu alții, de aceeași factură, îi scot o anchetă și dosarul de desfacere a contractului de muncă e gata făcut. Asta în noiembrie 1989. Fac însă ochii mari când căruța comunismului pe care îl cred veșnic se sfarmă sub ei. O clipă își pierd cumpătul, dar se desmeticesc repede. Se regrupează, convinși că tot lor li se cuvine să construiască capitalismul. Trebuie lichidat CAP-ul pe care l-au înființat, e la post în comisia de lichidare. Trebuie înfăptuită reforma agrară de retrocedarea pământului 1990. E primul la înfăptuirea ei după aceeași deviză ca și întemeietorul familiei. Cine împarte, parte și face. E moda să fii credincios și să mergi la biserică, la pomeni și parastase? Lăsăm ateismul la o parte, căci un mai bun epitrop al parohiei decât un predicator de ateism, un fost predicat, nu poate fi. Sunt convinși că totul îi se cuvine, că fac parte dintr-o clasă deasupra muritorilor de rând. Mai trăiesc unii din cei ce s-au suferit și de pe urma lor în regimul comunist? Încearcă să-i distrugă acum prin poliție, procuratură și justiție, socotind că nu-i nicio deosebire între ele și corespondentele lor din vechiul regim. Și se pare că lucrurile merg perfect înainte. Sunt mulți tovarăși cu aceleași interese și se sprijină unii pe alții. Că s-ar putea ca în viitor să intervină pietici în calea familiei? S-au gândit și la asta. Un alt ambițios tânăr, un membru de al familiei, s-a înșurubat bine în conducerea locală a unui partid istoric, drept garanție pentru viitor. Și să nu-ți vină să te întrebi măcar un moment dacă merită acest popor să mai lupți și să mori pentru el, e o întrebare. Să nu blestemi în loc să iubești și să binecuvintezi, să nu-i dai dreptate lui Gilu Radeș, care a prezis cu zeci de ani în urmă acest deznodământ, să nu dorești uneori să nu mai fii, să nu mai vezi și să nu mai auzi nimic? Cine a prezis o mlaștine a deznădejdii din istoria acestui popor? A știut ce a prezis. Îți înalți capul disperat, legându-te de alți luptători care trec și ei prin aceleași deznădejdii și aștepți. Și sper de undeva, din cuprinsul neamului nostru, să se ridice ca o ceată de arhangheli o mână de tineri, așa cum au mai fost în istorie, ca Tudor, ca Bălcescu, ca Iancu, ca Eminescu și Corneliu Codreanu, care să reia lupta în care noi am fost înfrânți și simți, cu toate prăbușirile din jurul tău, că nu ai altă cale decât să speri. O stafie umblă prin Europa. Stafia comunismului. Așa se exprimă Karl Marx în manifestul său în preajma Revoluției din 1848. Nu umbla în acel an o astfel de stafie decât în capetele câtorva gropari ai omenirii și poate prin tavernele întunecoase în lumea proletariatului din marile orașe capitaliste. Popoarele Europei aveau atunci alte visuri și alte speranțe. În toate cele trei provincii românești se dorea și se lupta pentru libertate, unire între frați, pentru naționalitate și dreptate. Țărănimea lupta pentru pământ și demnitate, pentru un petec de pământ care să fie al lui, al țăranului și al familiei sale și al nimănui altcuiva. De lucru în devălmășie pe moșia boierului, a grofului, a arendașului sau a călugărului grec era sătul de viacuri.
Dacă în 1848 nu putea fi vorba de stafii, în 1989 o stafie sigur cutreiera statele lagărului comunist. Era stafia morții comunismului, ce se plimba cu coasa în spinare, când aici, când colo, răspândind groază în ochii celor ce nu și l-au închipuit decât veșnic și își vedeau acum puntea de sub picioare rupându-se în bucăți. Comunismul a murit de moarte bună, de bătrâneți. A fost moșit în hrube ascunse de minți scelerate, a lăptat de forțe oculte, a crescut și a formulat și și-a pus în practică programul netulburat de nimeni. A guvernat, a poruncit cum a vrut și a impus legile ce le-a voit, a mutat popoare pe alte locuri, a distrus naționalități, destine, culturi și vieți, a umplut jumătate din omenire cu lagăre, temnițe, crime și gropi comune, cu sânge și lacrimi. Nu l-a supărat nimeni cât a trăit. Dimpotrivă, a fost ajutat să se nască, să crească, să amenințe tocmai pe cei cărora trebuie să le vină rândul pentru a fi distruși. Lenin a spus o vorbă ce mare adevăr. Capitaliștii, ne vând cu reducere chiar și funea cu care o să-i spânzurăm. Comunismul avea cele mai mari armate ale lumii și cei mai numeroși câini de pază și cu toate acestea a murit. Ceva mai presus de puterile noastre pământești, îl mâna spre groapa istoriei. Zadarnice erau crimele, reformele cu față mai mult sau mai puțin umană, stările de asediu, perestroicile și revoluțiile agrare. O sete de schimbare, un vânt de primăvară bătea în această parte a Europei. Da, acum cu adevărat umbla o stafie prin Europa. O vedeau și popoarele încătușate. Cădeau lacătele temnițelor și trosneau zidurile. Nu niște voci împotrivă a auzit Ceaușescu la mitingul din 21 decembrie, ci a văzut moartea comunismului și s-a cutremurat. Stafia cutreiera nu numai palatele primăverii, dar bătea și ulițele satelor, dând speranță unora și îngrozind pe alții. Decolindai ulițele satului, auzeai în fiecare casă zumzectul caracteristic al postului Europa Liberă. Era a doua zi. Devedeai doi oameni povestind tainic, știai despre ce vorbesc. Numele Doinei Comea, al Anei Blandiana, al lui Nicolae Constantin Munteanu, circulau din gură în gură, cu speranță și cu încredere. În imaginația lumii, aceste fragile femei căpătau proporții și puteri supranaturale. Din zi în zi mă simțeam tot mai supravegheat. În Alba Iulia mă reperau imediat ce intram, semn că eram semnalat încă din sat. În preajma Crăciunului, mașina securității venea și ziua și noaptea în vizită la vecini. Cam prin 17 decembrie 1989, soția unui ofițer de securitate s-a mutat la o vecină. Deși era frig, toată ziua se juca cu un copil, supraveghindu-ne curtea. Vecina ne-a dat de înțeles că pe mine mă supraveghează. Vrea să știe dacă sunt acasă. Când îi întâlneam privirea, o vedeam îngrozindu-se. De când am aflat ce se întâmplase la Timișoara, n-am mai dormit acasă. Eram sigur că noaptea ar veni să mă ridice. 21 decembrie 1989, mașinile securității, acum le știam bine, circulau prin sat, purtând figuri crispate. Agenți din sat umblau din curte în curte, întâlnindu-i pe uliță, mă salutau cu teamă și respect. Preotul satului, înspăimântat, era postat în fața bisericii încuiate. Se părea că primise poruncă să nu tragă cineva clopotele. Sătenii prinseseră curaj, vorbeau pe față despre spaima lui Ceaușescu, de la mitingul transmis la televizor. Din Cugir veni vestea că muncitorii de acolo au dat foc securității, aruncând în el și pe ofițerii care au tras în ei. 22 decembrie 1989. Dimineața. Aceeași forfotă, aceeași derută a securității și a agenților ei. Și, dintr-o dată, o lume întreagă îi spugnește pe ulițe, râzând, plângând, uneori înspăimântată de primul curaj al ei. A plecat, a fugit.
Copiii erau cei ce strigau mai tare. Un val de căldură și speranță se revarsă asupra întregului sat. O lume nouă părea că a venit. Numai preotul îmboldorit, în palton dezorientat, mai zăbovea în fața bisericii de unde nu îndrăznea să se îndepărteze.